Ați afirmat că economia din România este în creștere. Puteți să ne spuneți cum influențează creșterea economică bursa? Într-adevăr, creșterea economiei în România este unul din motivele care ar duce la evoluție mai bună a companiilor, atât din punct de vedere al profitabilității, cât și al evoluției bursiere. Practic, este unul din motivele care ar influența această evoluție, pe lângă economia globală și în special cea din Europa, care ne afectează pe noi indirect, cât și atenția investitorilor străini către țara noastră ca și variantă de investiții. Practic, pe lângă această creștere economică, am văzut în acest trimestru, în ultimele luni, două listări importante și am văzut clar că interesul investitorilor e pentru România, mai ales prin listarea RomGaz, care a fost vizibilă și a fost practic și în Londra. În general, românii nu prea investesc la bursă. Este greu sau de ce anume au nevoie pentru a căpăta curaj și a investi? În general, probabil românilor lipsește puțin partea de educație financiară și simt și un anumit risc pe partea de investiții și nu sunt hotărâți să facă pasul decisiv și să înceapă să învețe cum se tranzacționează la bursă, cum se face și de ce au nevoie. Și în plus să-și dea seama exact ei ca investitori unde se plasează. Ar putea să accepte un risc investițional mai mare, mai mic sau mediu. Și în fel, ne făcând pașii ăștia, automat se feresc. Practic, asta am văzut și în statisticile recente, că un procent foarte mare din bani e împins către depozite bancare și 5% ca și proporție către bursă, ca și investiții. Dar, din nou, estimăm că pe măsură ce economia și lucrurile o să meargă în direcția potrivită, că și interesul investitorilor o să fie mai mare, mai ales că depozitele bancare ca și randament încep să scadă în total. Și asta va atrage automat o parte din economii să vină către investiții și către bursă în principiu. În cazul acesta, să zicem că sunt un investitor începător, ce recomandări mi-ați putea face? Păi, din punctul nostru de vedere, primul pas al unui investitor începător e să ne contacteze și noi îi oferim mai multe soluții. În primul rând, poate participa la unul din seminarele noastre și să înțeleagă exact ce înseamnă tranzacționare la bursă, ce profil de risc are, ce oportunități sunt în momentul ăsta și cum să-și construiască un portofoliu. În plus, el poate să-și facă și un cont demonstrativ și la fel să exerseze ce a învățat. Pasul următor fiind deschiderea unui cont de tranzacționare și automat începerea primei experiențe de investitor. Cum îți alegi brokerul? Ok, venim, participăm la cursuri, dar înainte de asta cred că mai trebuia făcut un pas. Cum îmi aleg brokerul? Corect. Brokerul ți-l alegi practic când semnezi acel contract de tranzacționare, acel contract simplu. Este foarte important ca acel broker să fie autorizat de ASF, autoritatea care reglementează tranzacționarea la bursă și, în general, piața financiară. Este important ca, cum spuneam și adineori, acel broker să-ți ofere informațiile disponibile, fie prin seminarii educaționale, fie să-ți explice exact ce profit și ce, la fel de important, ce riscuri îți asumi prin investiția la bursă și să construiești cu el practic o relație și să vezi în ce măsură te poate ajuta. Ok. Ați spus că românii se feresc să investească la bursă. Cam cu ce procent ați recomanda unui începător să din economiile sale să meargă către zona de investiții și cam ce procente investesc cei care au deja experiență? Gradul de începător depinde oarecum și de vârstă, adică cu cât vârsta este mai mică, cu cât este mai tineri, este indicat să punem un procent mai mare către partea de acțiuni sau investiții puțin mai riscante, unul pentru că automat noi o să evoluăm în viață și capacitatea noastră de a genera venituri suplimentare din salarii sau din alte surse este în creștere, sau investind de tineri, eventuale pierderi pot fi acoperite în timp. Astfel încât, mergând spre partea de pensionare, gradul de risc să fie redus și automat sursele respective să fie cât de cât stabile și să poată acoperi un procent bun din cheltuielile zilnice. Anume, investesc cei care au deja experiență. Dacă puteți să ne dați un procent estimativ din partea de economie, nu din totalul veniturilor. Aș putea zice mai degrabă din totalul veniturilor.
sau așa. Poate fi un răspuns, să zicem că între 10 și 30%, 30% e cel mai des răspuns din totalul veniturilor și din economii depinde foarte mult de la tip de investitor la tip de investitor. După cum vă spuneam, sunt unii care acceptă într-o măsură mai mare riscul, alții într-o măsură mai mică și automat, în funcție de aceste detalii, fiecare își plasează nivelul de investiții în acțiuni sau în alt fel de investiții mai riscante, în funcție de aceste caracteristici. Să presupunem că deja mi-am ales un broker, am stabilit ce fel de investitor sunt și cam care este gradul de risc pe care sunt dispusă să mi-l asum. Este cu adevărat acest momentul să încep să investesc la bursă? Va evolua, cum va evolua în următoarea perioadă, în următorii ani? Perspectivele noastre sunt pozitive atât pe termen scurs, să zicem, următoarele 3-4 luni. Având în vedere că economia globală merge într-o direcție potrivită, automat sentimentul ăsta o să fie direcționat și către Bursa de Valori București și se vede și în acest moment. Și urmărim oarecum companii din domeniul energetic care au profit, cum e OMV Petrom, cum e și Romgaz, proaspăt listată, sau alte companii, SIFUR, fondul proprietate, care au un profit mare și ar putea da un dividend foarte bun în anul următor. La fel, pentru un termen mai lung aș căuta companiile care sunt stabile și au perspective bune, cum este OMV Petrom, care la fel ar putea să-și amplifice portofoliul de resurse, plus ar beneficia și de liberalizarea prețurilor gazelor, la fel cum este și la Romgaz. Deci suntem într-o perioadă bună pentru investiții și bursa este pe creștere. Asta simțim și noi.